Salutare, prieteni, eu sunt Stellarium și vă voi prezenta astăzi episodul Dacă ar ploua fără oprire. Totodată v-aș ruga să vă abonați și la canalul meu pe care îl găsiți în descriere și la comentarii. Ți-ar plăcea să trăiești într-un oraș unde plouă 247 de zile fără oprire? Adică mai mult de 8 luni? Astfel de condiții meteo s-au descoperit pe una din insulele hawaiene, dar acestea nu doar că pot strica starea de spirit și planurile oamenilor, ci spală pământul de sub picioarele noastre la propriu, distrug sistemul imunitar și de asemenea economia. Ce s-ar întâmpla cu planeta noastră dacă ar ploua continuu și ce consecințe teribile ar putea avea asupra corpului uman? Insulele hawaiene nu reprezintă doar o stațiune tropicală renumită, ci și unul dintre cele mai ploioase locuri de pe planetă. Din acest motiv, această regiune se numește statul curcubeului. Pe insula hawaiană, Oahu, între 1993 și 1994, a plouat timp de 247 de zile continuu, dar acest lucru nu a dus doar prospețime, ci și oportunitatea locuitorilor insulelor de a admira curcubee. Din cauza vremii, inundații distructive au avut loc adesea acolo, de exemplu, în aprilie 2018 au căzut mai mult de 1380 de milimetri de apă pe metru pătrat. Drept rezultat al furtunilor puternice, pe una din insule multe câmpuri, drumuri și chiar case s-au aflat sub ape. Râurile de nămol au demolat clădiri, au dezrădăcinat copaci și au răsturnat mașini. Forțele principale ale ciclonului tropical nu au ținut decât câteva ore, dar a fost suficient pentru ca locuitorii să sufere multe distrugeri, estimat la 125 de milioane de dolari. Zonele cele mai afectate de ploile abundente sunt cele de câmpie joasă sau din văile munților. De exemplu, aproximativ un sfert din teritoriul Olandei se află sub nivelul mării. Pentru a se proteja de creșterea nivelului mării, cetățenii au construit o mare rețea de canale, diguri și baraje pentru a controla apa, dar dacă plouă non-stop, apa care cade din cer va inunda rapid întreaga regiune. O situație asemănătoare s-a întâmplat deja în Europa în 2002, când zeci de orașe au fost afectate de ploi torențiale, apoi în câteva săptămâni pe teritoriile Rusiei, Cehiei, Austriei, Slovaciei și ale multor altor țări europene a căzut o cantitate uriașă de precipitații. A fost cea mai mare inundație cauzată de ploi din ultima sută de ani din Europa. Râurile s-au revărsat, iar clădirile și subsolurile au fost inundate, chiar și stațiile de metrou. Doar o singură săptămână de ploi torențiale a cauzat pagube în valoare de 15 miliarde de dolari. Ploile continue sunt chiar mai periculoase pentru zonele muntoase. Pe câmpii, nivelul apei poate crește relativ încet, dar fluxurile care curg pe munți, precum o avalanșă, demolează la propriu sate întregi. Toată această masă numită pârâu de nămol poate avea o viteză de până la 15 metri pe secundă. Adesea, oamenii nici nu au timp să scape din aceste locuri periculoase și să fugă din calea naturii. De exemplu, în 2018, cel puțin 13 oameni au murit ca urmare a alunecărilor de teren masive în California. Pârâul de nămol care s-a format în timpul ploii a cauzat atâta distrugere încât și poliția și serviciile de salvare au fost oripilate. Totul arăta precum câmpul de luptă din timpul primului război mondial. Cel puțin așa a descris șeriful local acea scenă teribilă. Chiar dacă precipitațiile constante nu cad pe toată suprafața, ci doar în anumite regiuni, cultivarea alimentelor va fi dificilă pentru că solurile îmbibate în apă conțin mai puțin oxigen și în timpul inundațiilor prelungite, rădăcinile plantelor suferă din cauza lipsei de oxigen. Potrivit estimărilor oamenilor de știință, 10% din terenurile agricole din lume se află într-o zonă cu inundații, ceea ce poate duce la pierderi uriașe de culturi. Se estimează că o singură zi de inundație într-un câmp de grâu reduce producția cu aproximativ 2%. Dacă ploile răspândite ne acoperă planeta, pericolul foametei va deveni una din principalele probleme ale omenirii. În cele din urmă, ploile continue și umiditatea nu doar îi vor face pe mulți oameni triști și depresivi, ci pot cauza probleme serioase de sănătate. De exemplu, una din bolile infecțioase periculoase este malaria. În 2018, 228 de milioane de oameni au fost infectați cu această boală și aproape 4-5 mii au murit. Agentul care provoacă malaria pătrunde în sistemul circulator al persoanei după ce este mușcat de un țânțar anofel sau țânțarul malariei. Aceste insecte populează aproape toate zonele climatice cu excepția zonelor arctice, subarctice și de deșert. Pentru foarte mult timp, cercetătorii nu au putut găsi un vaccin eficient contra malariei. În 2019, eficacitatea vaccinului a fost de doar 31-56%, dar în 2020 au fost planificate studii clinice ample asupra unui medicament care a avut o eficacitate de 100% împotriva malariei. În 2019, guvernele Keniei, Ghanei și Malawi au lansat programe pilot pentru vaccinarea în masa populației locale, însă în restul lumii singura cale de a preveni această boală periculoasă este prin exterminarea țânțarilor. Numărul total al acestor insecte este direct legat de cantitatea precipitațiilor, deci un climat umed și cald în prezența mlaștinilor crește riscul unei epidemii.
Aceeași relație mortală a fost stabilită pentru o altă boală mortală și anume febra denga. Agentul cauzat al acestei infecții este de asemenea transmis de țânțari. Să trăiești într-un oraș inundat este periculos pentru sănătate, fiindcă nu există doar riscul înnecării într-un curent al apei înghețate. Ploile abundente distrug rezerva de apă din pânza freatică. Contaminarea apei de băut poate provoca izbucnirea unor epidemii de boli grave, cum este holera. Această infecție este cauzată de o bacterie anaerobică, care trăiește în multe întinderi de apă. Rezidenții regiunilor afectate de inundații sunt deseori forțați să bea apă contaminată din râuri sau curenți de apă. Prin urmare, pot apărea focare puternice de holeră. De exemplu, în aprilie 2019, țara sud-africană, Mozambic, a fost lovită de ciclonul Kenneth, cel mai puternic ciclon tropical din istoria cunoscută a Africii. În timpul acestei furtuni, sute de mii de rezidenți au rămas fără adăpost, fără apă potabilă și mâncare proaspătă. Ca rezultat, au fost înregistrate mai mult de 1400 de cazuri de holeră în doar câteva săptămâni. Epidemia, ce a început în anul 2010 în Haiti, a fost mai groaznică. Potrivit unei declarații făcute de Ministerul Sănătății din Haiti, în 2011 numărul deceselor provocate de această epidemie a fost de 4549, iar 230.000 de oameni au fost infectați. Un studiu comun făcut de oamenii de știință din India și America a arătat că ploile abundente de lungă durată crește semnificativ numărul copiilor ce au diaree. În cazul unui climat specific, aproape toate precipitațiile apar în timpul verii. Cercetătorii au comparat numărul copiilor infectați de diaree cu cantitatea precipitațiilor ce a căzut cu o zi înainte de raportarea cazurilor. S-a dovedit că se îmbolnăvesc de 1,5 ori mai mulți copii decât în mod normal dacă în ultimele 3 săptămâni înainte de primele simptome a fost o zi cu ploi torențiale. Dacă ploile încep după o lungă perioadă de secetă, numărul cazurilor crește cu 2,6 ori mai mult. Imaginați-vă aceste procente la scară globală. La cel mai probabil, doctorii nu vor face față tuturor acestor infecții apărute după o inundație, practic peste noapte. În general, consecințele ploilor fără oprire vor fi dezastruoase, dar se poate întâmpla ca întregul pământ să fie inundat brusc? Oamenii de știință sunt siguri că nu se va întâmpla asta niciodată. Potrivit calculelor făcute de ei, totalul vaporilor de apă din atmosferă e de aproximativ 13 trilioane de metri cubi. De asemenea, suprafața planetei noastre este de 510.072.000 de kilometri pătrați. Chiar dacă toată umezeala din atmosferă cade brusc, dar în mod egal, pe suprafața Pământului, grosimea stratului de apă va fi de doar 2,53 cm. De exemplu, în timpul precipitațiilor abundente, mai mult de 8 mm de apă pe oră cad pe Pământ, deci o inundație globală va semăna mai degrabă cu o ploaie torențială care a durat cel puțin peste 3 ore. Dar pe de altă parte, umanitatea trebuie să fie vigilentă pentru că, pe măsură ce temperatura medie a planetei crește constant, cantitatea precipitațiilor va crește. Pentru foarte multe regiuni, aceste schimbări climatice pot duce la dezastre serioase. Deci, dacă nu vrem să vedem ziua când ploaia va cădea continuu din cer, e bine să avem grijă de mediul înconjurător înainte ca totul să fie prea târziu. Care este cea mai lungă ploaie pe care tu personal ai experimentat-o? Scrie-ne răspunsul în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!